Bună seara! Numele meu este Gabriel Lazar și în numele companiei Ascendia vă urez bine ați venit la o nouă întâlnire de marți cu Livresc. O întâlnire la care, în mod aproape surprinzător, am găsit o temă pe care nu am abordat-o până acum. N-am abordat-o în întâlnirile de marți. Și anume, am propus astăzi să vorbim despre SCORM. Este un subiect nou, este un subiect important din punct de vedere tehnic. Vine cumva ca răspuns la multe întrebări pe care le-am primit de-a lungul timpului legat de modul în care urmărim progresul elevilor atunci când avem o lecție și fiindcă în zona aceasta tehnică simt așa că am nevoie de un pic de ajutor. În această seară nu voi fi singur, ci o am drept invitat pe colega mea, Corina Nicolae. Bine ai venit, Corina! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Așa, am să o las pe ea să se prezinte. Te rog, Corina! Mulțumesc, Gabi. Corina Nicolae este numele meu, lucrez în Ascendia deja de peste 2 ani de zile. Postul pe care îl ocup este de Success Manager. Ceea ce fac, practic, înseamnă că ajut clienții să folosească la maxim uneltele și serviciile, produsele Ascendia, astfel încât să obțină cele mai mari beneficii posibile pentru ei. Ajut să dezvolte diverse strategii, să înțeleagă cum funcționează, de ce funcționează, cum se pot ajuta de serviciile și produsele Ascendia. Într-adevăr, specializarea mea, ca să zic așa, este mai degrabă pe zona de corporate, nu neapărat cu focus pe zona de academic, însă am destulă experiență și pe partea asta, deoarece și pe partea de corporate lucrurile se desfășoară aproape identic, așa că voi vorbi despre câteva elemente ale COFI LMS, platforma noastră de Learning Management System. Și am să vă rog ca, dacă sunt întrebări, să le adresați și să le putem răspunde. Mulțumesc mult, Corina. Corina e modestă, ea știe foarte multe lucruri despre acest LMS și l-a prezentat cu mult succes de mai multe ori până acum și tocmai de aceea, fiindcă e mai bine pregătit decât mine în această zonă, am rugat-o să mă ajute în această seară. M-am gândit să împart seara așa în două. Știți cum e la școală. Întâi teoria, dar după aceea practica, fiindcă aia te omoară până la urmă. Drept pentru care eu mi-am propus să vă prezint mai întâi câte ceva despre acest standard SCORM, ca să puteți să vedeți și dumneavoastră și să înțelegeți mai bine ce înseamnă standardul SCORM, urmând ca după aceea Corina să ne ajute cu niște exemple legate de ce înseamnă să utilizezi SCORM într-o platformă din aceasta de tip LMS. Ok, și o să încep. Mi-am pregătit de data aceasta și un mic material, fiindcă am simțit nevoie așa să am niște un pic de suport, să spunem, evident, de la Livrest. Doar o secundă, așa, să văd eu lista de participanți și chat-ul ca să nu-mi scape prea multe lucruri. Bun. Ce înseamnă SCORM? SCORM este un acronim și am zis că mai întâi să lămurim acest acronim. Bine, bineînțeles, din engleză, Shareable Content Object Reference Model. De fapt, sunt două elemente puse unul lângă celălalt. Primul, acest Shareable Content Object, adică sunt niște obiecte care
au un conținut care poate fi partajat de utilizatori. Practic, în aceste pachete SCORM, noutate, fiindcă știți asta de la lecțiile livres, practic, părți dintr-un material livres poate fi utilizat foarte ușor. Avem noțiunea de resursă, avem noțiunea de celulă, noțiunea de rând, noțiunea de secțiune și toate acestea pot fi foarte ușor refolosite de la un proiect la altul, fără să își piardă aceste proprietăți despre care vom vorbi mai departe. Un al doilea element al termenului SCORM este acest reference model. Asta înseamnă că avem un model de referință. Este un standard, practic, este un standard în industrie, în industria de e-learning. E nevoie de un astfel de standard, fiindcă altfel vă dați seama ce ar însemna ca fiecare să-și creeze propriul stil de astfel de obiecte. Ideea de standard normal nu este nouă, dar știți că în zona aceasta digitală lucrurile nu merg întotdeauna foarte, foarte simplu. Dau un singur exemplu, acel banal încărcător pentru telefon. De-a lungul anilor s-au dezvoltat N tipuri de conectori, mufe diferite. Până la urmă, Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că trebuie standardizat sistemul și în viitor vom avea doar acest USB-C drept sistem de mufă de încărcare pentru dispozitivele portabile, cel puțin. La fel și în zona aceasta. În momentul de față, să știți că SCORM nu este singurul standard. Sunt mai multe astfel de standarde, însă acesta este cel mai utilizat și tocmai de aceea și noi îl folosim în platforma Livresc. În fond, de ce este nevoie de un astfel de standard? Fiindcă este necesar să existe o comunicare între lecție și persoana, cursantul care interacționează cu lecția și platforma LMS, platforma Learning Management System. Așa cum vedeți aici pe ecran, de fapt acest SCORM este o listă de cerințe tehnice. Această listă spune, din punct de vedere tehnic, cum trebuie realizat cursul, astfel încât el să funcționeze pe orice platformă. Așa cum v-am obișnuit în Livresc, dumneavoastră nu trebuie să vă încărcați memoria cu nimic legat de acest standard SCORM. Totul este făcut de platformă. În momentul în care dumneavoastră realizați o lecție, aveți posibilitatea să o exportați într-un format SCORM. Acum, sincer, nici măcar nu e necesar să știți foarte bine ce este acest standard. Este important însă să știți la ce este bun standardul dumneavoastră. Avantajul este că dacă ați publicat în acest format SCORM, practic lecția va putea fi utilizată pe aproape orice platformă de tip LMS, fiindcă acest standard SCORM, repet, este un standard destul de cunoscut în industria de e-learning. Dacă vreți așa o comparație, am găsit undeva comparația între standardul SCORM și acest USB, Universal Serial Bus, pe care îl cunoaștem cu toții, care este tot un standard, să știți, este un standard de transfer de informație de la un dispozitiv portabil la un calculator, laptop și așa mai departe. Ce s-ar întâmpla dacă fiecare producător și-ar crea un astfel de standard? Bineînțeles că cei de la Apple întotdeauna încearcă să aibă și propriile standarde, însă încet, încet sunt obligați să adopte și standardele larg utilizate în industrie, fiindcă altfel nu au succes. În momentul în care te îndepărtezi foarte mult de standarde, lucrurile nu merg bine.
Eu, ca fizician, cel puțin cunosc primele măsuri de standardizare care vin undeva din secolul al XVIII-lea, chiar și s-au concretizat mai clar în secolul al XIX-lea, legate de unitățile de măsură, fără de care lucrurile ar fi fost absolut teribile în ceea ce se numește industrie în momentul de față. Dar asta este o altă discuție. Haideți să revenim la standardul nostru SCORM și să vedem câte ceva despre cum funcționează mai întâi acest standard SCORM. Sunt doar câteva informații, să știți, nu o să vă chinuiesc foarte tare cu lucruri tehnice. Un prim element este legat de împachetarea conținutului. Practic, în momentul în care dumneavoastră exportați o lecție în format SCORM, obțineți o arhivă, o arhivă zip. În arhiva respectivă, pe lângă lecția propriu-zisă, lecția pe care ați realizat-o, vor mai fi o serie de fișiere care trebuie să asigure ce vedeți acum pe ecran, adică acele informații de care LMS-ul are nevoie pentru a importa și lansa conținutul. Cu ajutorul acestui fișier se răspunde la întrebări de genul ce document trebuie lansat la un moment dat, la o anumită comandă, sau care este numele acestui conținut. După acest prim pas, care asigură comunicarea între platforma LMS și pachetul SCORM, avem o a doua secțiune care este legată de comunicarea în timpul execuției. Componenta este responsabilă de schimbul de date pe care îl face platforma cu conținutul, legat de data aceasta de utilizator, de activitatea fiecărui utilizator. Aici sunt niște exemple simpliste. Practic, lecția, pachetul SCORM îi transmite platformei LMS informații legate de numele cursantului, de exemplu, cine a accesat lecția respectivă, sau îi transmite ce punctaj a obținut acesta la un test, sau dacă a parcurs sau nu o resursă interactivă. Practic, toată activitatea pe care un cursant o derulează pe parcursul lecției este transmisă prin aceste fișiere suplimentare care asigură comunicarea platformei LMS. Și Corina o să ne arate după aceea ce poate să facă platforma LMS cu toate aceste informații. Și, în sfârșit, avem elementul de secvențiere. Elementul de secvențiere îl cunoașteți din platforma Livresc, chiar dacă nu îl folosiți într-o lecție salvată sau exportată SCORM, dar este propriu oricărui tip de lecție realizat cu Livresc. E vorba de modul în care cursantul parcurge o lecție realizată cu Livresc. Știți foarte bine că avem o serie întreagă de instrumente care dirigează modul în care se face învățarea. Avem bariere, avem asistenți, avem resurse care se pot comporta ca bariere. Practic, în felul acesta se dirigează învățarea. Eu pot să nu las cursantul să meargă mai departe, la pasul următor, până când nu îndeplinește o condiție, ca de exemplu să vizualizeze un material video sau să parcurgă în întregime o resursă de tip acordeon sau să obțină un punctaj minim la un test și așa mai departe. Deci toate aceste elemente sunt legate de funcționarea SCORM. Hai să vedem și câteva avantaje și cu asta eu o să închei. Poate cel mai mare avantaj este legat de compatibilitate. Și este un avantaj propriu oricărui standard. Practic, majoritatea LMS-urilor, nu toate, dar aproape toate, vor recunoaște un astfel de curs. În momentul în care cursul este realizat în sistemul acesta SCORM, nu o să fie nicio problemă ca să-l utilizăm în platforma noastră LMS. Aici o mică paranteză, ca orice standard, și standardul SCORM a cunoscut
o evoluție și mai multe versiuni. La fel și USB-ul, știți că este USB 2.0, este USB 3.0 și așa mai departe. Au mai fost și înainte și alte standarde. La fel și în cazul SCORM, dacă vreți să exportați o lecție în format SCORM, o să vedeți că și e bine chiar să vă arăt acest lucru, de să ne uităm undeva într-un export, chiar la lecția aceasta, dacă vreau să o export în format SCORM, observați că aici am de ales între trei versiuni. Evident, versiunea 1.2 este cea mai slabă, versiunea 2004, versiunea 4 din 2004 este cea mai nouă, însă dumneavoastră, dacă folosiți o plasmă de tip DMS, întâi trebuie să știți cu ce versiune este compatibilă, cu ce versiune SCORM este compatibilă platforma și după aceea să vă alegeți versiunea pe care doriți să o exportați. Bun, haideți să vedem mai departe. Salvarea progresului. Standardul acesta SCORM este excelent în această zonă și ați văzut, acum fac o paranteză, ați văzut că de multe ori când parcurgem o lecție, livrez, după un timp de inactivitate, apare acea dungă albastră că sistemul a intrat, că lecția a intrat în pauză. Acel sistem este legat de acest progres. Practic, standardul SCORM permite platformei LMS să calculeze cât timp a petrecut cursantul într-o lecție. Și face lucrul acesta chiar dacă în parcurgerea lecției se face în mai multe sesiuni. Adică stau o jumătate de oră în lecție, o închid. N-am terminat-o, am închis-o, cam altă treabă. După care revin și mai stau încă 20 de minute. Iarăși plec. Mai târziu mai stau încă 10 minute. Toate aceste bucăți de timp, platforma LMS are capacitatea să le asambleze, să le pună în altă și să vadă cât timp ai petrecut în curs. Și tocmai de aceea, dacă la un moment dat nu mai ai activitate în curs, cronometrul se oprește, fiindcă nu e normal dacă ai lăsat lecția undeva în stand-by și tu ești pe Facebook sau pe TikTok, el să îți contabilizeze că ai stat în lecție. Nu prea poți să-l păcălești. Cine dorește cu orice preț reușește, normal, dar ideea este că, în mod obișnuit, lucrul acesta nu este posibil. Partea de feedback. Asta este zona unde m-ați adus dumneavoastră cu întrebările. Vreau să văd, să evaluez progresul unui elev, sau nu neapărat progresul, cât activitatea elevului în lecția respectivă. În momentul în care elevul X termină lecția și nu numai, și pe parcurs, sistemul o să ne arate o grămadă de informații. În afară de faptul că afișează un status, cursul a fost finalizat, eu o să știu multe lucruri despre ce a făcut elevul în cursul respectiv. Structura clară a cursului. În momentul în care folosesc un standard SCORM și platforma Livresc a fost construită pe această bază, să putem să creăm o structură clară de lecție, putem să stabilim reguli la trecerea de la o secțiune la alta. Nu mai insist aici, fiindcă lucrurile acestea le-am mai discutat. Partea de modularitate, practic, fiecare resursă interactivă este un modul separat. Eu pot să reutilizez orice modul din acesta în orice alt curs realizat, livrez fără niciun fel de probleme. Și nu în ultimul rând, definirea statusului lecției. Aici este o chestiune pe care trebuie să o înțelegem puțin. În SCORM 2004, în versiunea anterioară, nu exista această posibilitate. Avem două statusuri diferite și este important de subliniat acest lucru. Avem un status legat de finalizare, care poate să aibă patru variante.
Complet, incomplet, neîncercat sau necunoscut. Finalizarea lecției asta înseamnă că elevul a ajuns sau a parcurs absolut toate elementele necesare până la finalul lecției. Atunci obține statusul complet. Dacă a parcurs doar o parte din lecție, are un status incomplet. Dacă nu a început lecția, are un status neîncercat și dacă platforma nu are informații, atunci dă această stare de necunoscut. Dar avem și un status al lecției. Putem să definim un status al lecției, adică dacă el trebuie să obțină un minim de 80 de puncte la evaluarea finală, de exemplu, ca să am statusul de finalizat. El poate să completeze cursul, să îl parcurgă complet, dar să nu îl finalizeze, fiindcă nu a obținut punctajul necesar. Este ca la școală, știți cum e. A terminat clasa a șaptea, dar la fizică a rămas corigent. Înseamnă că este în starea eșuat în momentul de față. Practic, aceste elemente sunt foarte utile în ceea ce privește modul în care se lucrează în platformă, într-o platformă LMS cu astfel de lecții. Și noi nu am discutat foarte mult până acum despre acest subiect, însă el devine important, fiindcă noi am mai discutat un pic despre utilizarea acelei biblioteci naționale, EduLib, de exemplu. Platforma EduLib este o platformă de tip LMS care este compatibilă SCORM și toate lecțiile care sunt pe platforma EduLib sunt compatibile SCORM. În momentul de față se lansează la nivel național o serie întreagă de proiecte de formare în domeniul pedagogiei digitale pentru profesori care presupun de asemenea utilizarea unor astfel de platforme LMS compatibile SCORM. Așa că ne-am considerat că este foarte important ca și dumneavoastră să cunoașteți aceste lucruri. Bun, cam asta a fost ce mi-am propus eu să fac în momentul, până în momentul acesta. Ca ce am vorbit prea mult, îi las mai puțin spațiu Corinei. Corina, te rog, preia tu acum și arată-ne Da. concret într-o platformă LMS, de fapt nu într-o platformă, ci în platforma noastră de la Ascendia, Coffee LMS, cum funcționează de fapt scorul acesta. Te rog. Sigur, cu mare plăcere am să vă partajez ecranul meu. Deoarece am cel de-al doilea monitor al meu pe care îl folosesc de obicei a decedat subit. A decis că este momentul să se retragă la pensie. Am să vă rog, în cazul în care ceva nu se vede cum trebuie sau este nevoie, să mă opriți. Gabi, urmărești tu, te rog, eventual mesajele din chat, Sigur, să mă nicio anunțați. problemă. Sper că se vede ecranul meu deja. Da, se vede. Bun, mulțumesc. Ok, așa cum spunea și Gabi, putem afla practic orice fac cursanții, elevii noștri, într-un curs, atâta timp cât el este în format SCORM și urcat într-o platformă LMS compatibilă cu acel SCORM. Evident, nu toate platformele cunosc acele standarde. Majoritatea sunt destul de flexibile însă și din ele cred că împărțirea este undeva egală între standardele SCORM 1.2 și 2004 Third Edition. Ce practic pot afla? Vedeți aici în meniul din partea stângă din Coffee am accesat meniul de rapoarte. Și în el găsesc toate submeniurile, toate tipurile de rapoarte pe care le pot obține. Astfel, am rezultate cursanți, unde pot vedea rezultate individuale ale unui elev, unui student în particular, rezultate cursuri, sondaje, teste, statistici globale, accesări, raport cascadat, comunicare, absolut orice. Pentru rezultate cursanți,
Spuneam că văd răspunsurile și informațiile detaliate despre fiecare. Aceștia sunt utilizatorii pe care eu i-am înscriși în platformă în acest moment și pe care i-am în gestiunea mea. Va trebui fie să mi-l caut, fie să filtrez. Am varii filtre pe care le pot seta. Cu un click pe el, văd în primul rând informații generale, statistici generale despre activitatea lui. Care este timpul mediu petrecut în cursuri, scorul mediu, câte cursuri sunt incomplete, câte a finalizat, câte le-a dus la capăt. După care văd lista de materiale de cursuri pe care le-a parcurs, le are de parcurs, cum spunea și Gabi, însoțite de aceste statusuri. Finalizat, dus până la capăt, neînceput sau incomplet. În cazul în care avem în cursuri și chestionare cu scor, voi vedea și nota obținută de acesta. Voi vedea prima notă, spre exemplu, de la prima încercare din totdeauna și nota curentă, astfel încât dacă și-a îmbunătățit pe parcurs progresul, să pot să observ. Prima dată a luat 75, a doua oară a luat 95. Mai departe, tot cu un singur click, văd exact ceea ce a făcut cursantul. Pot să văd din câte încercări, în cazul acestui curs am o singură încercare, din câte încercări a parcurs întrebările pe care le-a avut în cursul meu, în chestionar, răspunsurile pe care le-a dat, dacă au fost corecte sau greșite. Toate aceste lucruri se înregistrează mulțumită acestui scor. El transmite de fiecare dată când cursantul interacționează cu una din resursele noastre pe care le-am pus în curs, cursul transmite LMS-ului o informație. A mai parcurs 2%, a mai parcurs 3%, a răspuns la întrebări, a finalizat galeria. Este o comunicare constantă. Bineînțeles, pot să descarc toate rezultatele în format Excel. Pot să filtrez după varii alte informații. Asta ține strict de administrarea platformei LMS. Dacă mă interesează ce se petrece cu un curs anume, îl pot căuta foarte ușor și cu un click pe el voi vedea din nou informații generale. Care este timpul mediu petrecut în el, scorul mediu luat de toți cursanții care l-au primit, câți cursanți l-au finalizat, câți încă îl mai au în lucru și din nou listă cu fiecare dintre cursanți. Mă duc, îi caut și, bineînțeles, unde văd ceva rezultate, pot face click și mi se afișează. În cazul acesta, acest cursant nu doar a accesat cursul, n-a ajuns și la partea de întrebări la altceva. Dacă mă uit pe alt cursant, văd încercarea 1, 2, 3, 4 și văd cum a evoluat scorul, când a fost, din nou, toate aceste informații sunt date de comunicarea SCORM dintre curs și platformă. Văd când a fost accesat, de fiecare dată ce s-a întâmplat cu el, din nou, pot să le descarc, pot să le sortez, să le ordonez absolut orice informație. O să încerc să mă grăbesc un pic ca să rămână puțin timp și pentru sesiunea de întrebări. Răspunsuri sondaje. Din nou, dacă am chestionare cu scop sondaj, pentru că le cunoașteți deja din livresc, pot foarte bine să aflu la două, trei clicuri distanță care sunt rezultatele sondajului meu, către ce opțiune s-au îndreptat voturile celor care au parcurs, care au răspuns la chestionar. Toate aceste informații sunt calculate în timp real. Dacă acum un cursant îmi răspunde la întrebări și fac un refresh, se vor modifica toate informațiile, deoarece comunicarea este permanentă. La fel, le pot eventual descărca ca format imagine, ca format Excel, după cum am nevoie. La fel, văd tot felul de statistici generate automat, mulțumită comunicării. Pentru răspunsuri teste, pot vedea exact ce și cine a răspuns.
indiferent dacă vorbim de un chestionar cu scop de învățare sau de evaluare, voi vedea aici adunate toate răspunsurile date de oameni. O să încerc să fac un pic de zoom out ca să se vadă o idee mai bine. Totul este înregistrat. Pot să filtrez, să văd, spre exemplu, ce a răspuns un anumit cursant sau poate mă interesează o anumită întrebare și atunci să văd ce au răspuns toți cursanții mei, toți elevii mei la această întrebare. Și le văd. Aici vorbim de niște întrebări de un chestionar cu scop evaluare, deci avem un răspuns corect, un răspuns greșit. Mă ajută acest raport și pe mine, creatorul de curs, ca să mă verific. Dacă observ că majoritatea răspunsurilor, spre exemplu, sunt incorrecte la o întrebare anume, poate trebuie să mă aplec asupra ei, poate trebuie să o reformulez, este neclară, poate acoperă o bucată de materie încă insuficient sedimentată. Sau, din contră, dacă sunt prea multe răspunsuri corecte, poate fi o întrebare prea ușoară. Deci, inclusiv, este o modalitate de evaluare a mea, creatorul acelui material, acelui curs. Pentru statistici globale, am să mă duc pe aceleași cursuri. Din nou, în format, am să aleg altul care are și notă. În mod automat, în funcție de informațiile transmise de curs, voi vedea aici ce se întâmplă. Câți cursanți l-au primit? Care este timpul petrecut? În total, timpul mediu? Procentual, câți dintre ei l-au finalizat, câți l-au accesat? Văd și format grafic și văd și o evoluție a notelor în funcție de cum de scorul obținut de fiecare. Astfel încât și aici, și acesta este un bun instrument de evaluare și pentru mine, creatorul materialului, creatorul lecției. Dacă văd că majoritatea pică, au fost undeva sus și acum se duc, coboară încet, încet, îmi dă mie niște semnale că trebuie să intervin în alte părți, nu neapărat în acest material. Preferatul meu. Vă spun sincer, rapoartele de accesări și comunicare sunt mai degrabă pe partea de LMS, de management al LMS-ului, dacă vreți, le intrăm și în ele. Dar aș vrea să vă arăt preferatul meu din partea de Coffee, și anume raportul cascadat. Raportul cascadat care îmi permite să observ la nivel macro ce se întâmplă cu o lecție anume. Îmi selectez un curs, după care, în funcție de informațiile pe care le aduc despre utilizatori în Coffee LMS, pot crea o structură. Spre exemplu, deoarece nu am în această platformă neapărat o structură care s-ar potrivi pe școală, pe mediul școlar, am să aleg, spre exemplu, județul ca prim nivel, după care am să aleg sediul și am să aleg departamentul. Practic, aici aș putea avea județul, orașul, școala sau în cadrul școlii să am anii de studiu, clasele sau următorul nivel ar putea să fie împărțit pe materii, pe specializări, în funcție de cum este structurată toată organigrama mea. Îi voi da să-mi genereze un raport, dar cred că nu am setat eu câmpurile corect. Și voi avea sediu, să încercăm cu funcție. Da. Și voi vedea în mod agregat la nivel de, în cazul acesta am selectat pe orașe, primul nivel, și mi-arată, spre exemplu, ce se întâmplă în general pe București. Văd că progresul în această lecție este de doar 33%, timpul total este doar 13%, iar scorul este 31,67%, ceea ce evident că nu îmi face cinste. Vreau să văd mai în detaliu unde este problema, deschid următorul nivel
Și văd că în București am două sedii, două centre principale, două școli, licee, nu contează. Văd că, spre, în acest caz, unul dintre ele are progres 50%, celălalt are 0%. Evident, asta îmi semnalează o problemă, va trebui să intervin la, în acest nivel. Dar pot să văd și aici, în militari, spre exemplu, în acest sediu, de ce am doar 50%, ținta mea evident este 100% și notă la fel foarte mare. Și pot să văd, spre exemplu, următorul nivel, că cei din customer support nu s-au atins deloc de curs, în schimb, cei din business development le-au parcurs 100%. Pot să văd în ultimul nivel, întotdeauna în acest raport, este cel al individului și văd exact cine a finalizat, cine nu a finalizat, pe cine trebuie să trag de mânecă. Dar importanța lui este faptul că îmi dă informații în timp real, la un refresh, distanță, despre ceea ce se întâmplă la nivel global, macro. Pot să mă duc și să observ unde sunt top performerii, unde sunt codașii. Evident, acolo unde observ probleme, este clar că trebuie să intervin, fie direct, fie prin intermediari, poate inclusiv profesorii de acolo au un pic de nevoie, nu numai elevii. Mă întorc un pic la rezultate cursuri, deoarece spunea Gabi mai devreme despre modularitate. Și evident, vă este foarte familiar conceptul de modul curs. E un pic mai diferit în zona de academic. Însă, evident, un curs în sine este compus din mai multe lecții, din mai multe module. Pot folosi informațiile pe care le transmit fiecare din aceste module în LMS. Și pot după aceea să stau și să-mi prind urechile în Excel-uri, pivoți și toate cele, dar le pot foarte bine și grupa sub formă de cursuri, foldere și mulțumită acestor informații pot să-mi obțin rezultate, detalii despre cei care au parcurs toate modulele dintr-o lecție. Doar la un clic distanță, doar pentru că informațiile acestea în format SCORM sunt transmise în LMS, LMS-ul le înregistrează, pot merge până în absolut orice fel de detaliu cu mulțumită lui. Pot avea un interval de notare anume după care să mă uit. Pot să mă uit după progresul, progresul fiind cel, vorbim de cât la sută din material a fost parcurs. 100%, mai puțin de 100% sau 0%. Mă pot uita după într-o anumită perioadă, pentru că scormul asta face, înregistrează când a fost accesat prima dată, de câte ori a fost întrerupt, când a fost reluat, când a fost finalizat, astfel încât eu pot să verific doar o anumită perioadă, doar o săptămână, 2 zile, 6 luni, ultimii 3 ani, absolut totul este aici. Restul de filtre și de setări pe care le vedeți aici, pe care le pot pune, astea depind mai degrabă de platforma LMS decât de cursul în sine. Însă, odată înregistrate, odată transmise aceste informații, ele rămân în LMS și pot jongla cu ele absolut oricum. Le pot învârti, mă pot folosi pentru a scoate diverse analize până la urmă. Analize care se concentrează nu doar asupra unui student, unui elev în sine, deși clar am aici toate informațiile despre el la secundă, tot ce a făcut, tot ce n-a făcut în ele, dar și care se concentrează asupra materialului lecției create de mine, astfel încât este un feedback până la urmă. Asta este un feedback prețios pentru modul meu de lucru,
pentru a vedea unde mai trebuie să mai modific, să mai corectez, să mai pun accentul, unde sunt potențiale slăbiciuni ale mele, astfel încât până la urmă, cu următoarea iterație, cu următorul curs pe care îl voi da elevilor mei, să meargă totul mult mai ușor. Ok, mulțumesc mult de tot, Corina. Sper că lucrurile au fost cât se poate clare pentru mine și au fost foarte clare, fiindcă eu și cunosc platforma și sistemul. Din discuțiile pe care le-am văzut pe chat, ar trebui să clarificăm o chestiune. Fiindcă, într-adevăr, se poate pune problema cine are acces la aceste informații, fiindcă partea aceasta de confidențialitate, de protecția datelor este importantă și vă asigurăm că lucrurile la fel stau și aici. Nu oricine poate să vadă, evident, aceste rapoarte. Ne spui tu, Corina, câte ceva despre Sigur, roluri? sigur. Cel puțin pentru cofiele mele, dar în general majoritatea LMS-urilor ar trebui să funcționeze pe același principiu. Există anumite grade, niveluri de acces pe care le pot avea utilizatorii, care se pot acorda utilizatorilor. Majoritatea, bineînțeles, vor fi simpli utilizatori, au acces la cursuri, fac cursurile și cam atâta tot. Există și super utilizatorul, administratorul care are acces la absolut orice este necesar, dar există niște roluri intermediare cu acces restrâns. Practic, în Coffee avem rolul de manager care are acces strict la partea de raportare, cifre negru pe alb, și avem rolul de instructor, profesorul virtual. Ambele aceste roluri sunt restricționate doar la un grup anume de oameni la care administratorul le oferă acces. Practic, administratorul creează o grupă de oameni, la acea grupă numește un profesor, un instructor, un manager sau mai mulți dacă dorește, iar acești oameni, instructorul și managerul desemnați, nu vor avea acces decât la informațiile despre oamenii din grupa lor, din subordinea lor. Nu vor putea să vadă ce au făcut ceilalți. Singurul care poate face acest lucru este administratorul, evident. Dar altfel, nu. Îmi cer scuze. Fiul Nicio meu problemă. vrea și el să intervină. Nicio problemă. Da, practic, în momentul în care o școală achiziționează un astfel de sistem, va fi un administrator, o persoană care va gestiona platforma și pentru, nu știu, profesorul de fizică, el o să aibă trei clase de a 11, o să aibă, practic, posibilitatea ca elevii de clasa a 11-a să îi înroleze în niște clase virtuale, le va oferi lecții în format SCORM acestora și va putea să vadă doar rezultatele obținute de ei și doar la lecțiile pe care el Care? le-a alocat. Corect, corect, corect. După aceea vine, nu știu, șeful de catedră. Șeful de catedră o să poată să aibă acces La mai deasupra multe, lui la corect. toți profesorii din catedră să vadă care este activitatea fiecăruia. Iar directorul școlii, în mod normal, ar trebui să aibă acces la activitatea Absolut, tuturor corect. profesorilor. Da? Deci există această structură pe care Ierarhică, administratorul o o structurează decide. așa Corect. cum dorește. Și Dacă vrea poate să fi le spună clase. modificată, clar, poate fi modificată oricând, nu este bătută în cuie. Văd aici o întrebare despre cum se instalează. În general, Coffee este găzduită, este un serviciu de tip SaaS, în cloud. Este stocată pe servere Azure, Microsoft, în Uniunea Europeană, cât se poate de în siguranță. O folosesc bănci, companii de asigurări, mari retaileri, nu avem, trecem prin audituri de securitate anual, suntem cu ele, cu toate la zi, din punctul acesta de vedere. Dar da, există și versiunea în care, on-premise, îi spunem noi, în care se poate instala fizic pe un server al școlii. Și atunci rămâne exclusiv în administrarea școlii, a cuiva de la tehnic IT.
Pentru partea de populare cu informații, există varii metode. Putem să adăugăm utilizatorii unul câte unul, putem să facem semi-automat cu un import de Excel, în care avem un fișier Excel cu toate datele și îl importăm în Coffee, sau dacă există un soft unde deja se introduc automat datele, putem să conectăm acest soft cu Coffee și să tragem informațiile necesare. Aș prefera o instanță în cloud cu numele liceului. Ca workflow, editez un curs cu Livresc, apoi îl export. Da, cam acesta este pe scurt tot procesul. Se creează o instanță de Coffee, o putem denumi oricum, o putem personaliza cu logo, siglă, culori, absolut orice. Se creează cursurile, se creează utilizatorii, se întâlnesc cu ajutorul LMS-ului cursurile cu utilizatorii. Și da, tot ce trebuie făcut după ce am exportat fișierul SCORM din Livresc, avem un buton în Coffee în care îi spunem adaugă curs, l-am încărcat acolo și după aia depinde doar de noi cui vrem să-l facem accesibil. Mai văd întrebări, mai citesc un pic, Gabi, A, te că rog, te rog, te rog, te rog. interfață API ar putea că să exporte. Da, în principiu, da. Fiind vorba de comunicare, în momentul acesta nu există, deoarece nu a fost nevoie până acum de așa ceva, dar cu siguranță. Într-adevăr, fiind ambele produse ale noastre, dacă într-adevăr este nevoie de o astfel de integrare, se poate dezvolta, se poate trimite în analiză la colegii de la tehnic și afla mai multe detalii. Clar. Grupurile făcute de admin în Coffee se numesc exact grupe. Chiar grupe se numesc. Asta este denumirea lor standard. Le putem redenumi după cum avem noi nevoie. Clase, ani, secții, dar în limbajul standard al COFI, ele sunt grupe. Avem utilizatori, grupe, curs, cele trei mari entități în jurul cărora este creată COFI. Cu siguranță. De asta spun. A fost cumva universal valabil și aplicabil în absolut orice situație. Am încercat să rămânem cât mai neutri din punctul acesta de vedere pentru a nu confuza în niciun fel utilizatorul, dar clar, se pot numi clase fără niciun fel de problemă. Da, revin un pic la ce întreba domnul Teodorescu despre acel buton sau cumva de export direct. Avem un prototip de astfel de export. Nu este încă lansat public pentru o integrare finalizată între Coffee și Livresc, dar da, cum spuneam, până acum nu am avut această cerință, nu a fost nevoie de ea, însă cu siguranță că dacă Aici putem vreau să discuta. fac eu o paranteză. Practic, nu chinuim profesorii cu XML, nu trebuie să știe despre ce este vorba, fiindcă în momentul în care, așa cum v-am arătat un pic mai devreme, îmi aleg din Livresc să export în format SCORM, platforma generează o arhivă zip, arhivă. Nu trebuie să fac absolut nimic cu arhiva respectivă, doar o iau așa cum este și îi Corect. dau drumul în LMS. O import acolo. Nu trebuie să fac absolut nicio Nicio mișcare, modificare, nicio nimic, modificare, exact. doar am luat arhiva zip și am pus-o dincolo, iar LMS-ul știe ce să facă cu zipul respectiv singur, fără niciun fel de probleme. Corect. Din contră, dacă umblu la arhiva zip după ce am descărcat-o și înainte să o încarc în LMS, atunci ar putea să apară varii erori. Iarăși, spre cele trei formate SCORM în care pot fi exportate cursurile din Livresc în Coffee sunt toate trei la fel de
utilizabile. Pentru coffee nu contează că am exportat SCORM 1.2, 2004, third sau fourth, va rula la fel cursurile, va înregistra la fel rezultatele. Pentru alte platforme însă este nevoie de acea verificare a compatibilității de care vorbea Gabi mai devreme, că, pentru că acolo s-ar putea. La fel și din alte editoare, materialele încărcate în Ko-fi este necesar și indicat, spre exemplu, să fie în standardul 2004 third, deoarece pare în continuare a fi cel mai stabil, cel mai complex. Și de asta și rămâne cel mai folosit. Nu, licența se plătește per LMS, per mașină, per coffee. Nu. Sau nu știu, nu sunt convinsă dacă înțeleg exact întrebarea domnului Teodorescu. Gabi, poate tu. Încerc să înțeleg. Practic, Că sunt. nu adminul are un identificator în Azure. Practic, platforma are o instanță care rulează acolo. De fapt, știți cum este? E motorul mare, este platforma propriu-zisă. Este o platformă de tipul multi-tenant care îți permite să faci instanțe care sunt particularizate pentru fiecare utilizator în parte. Practic, datele nu interferă de la un utilizator la altul. Poți să configurezi cu sigle, culori, în funcție de dorința utilizatorului, iar ceea ce se plătește, se plătește practic per utilizator. Asta este ideea. Câți utilizatori am? Bună seara, dar sunt sute de copii la școala respectivă. Nu pot să plătesc, n-am buget de școală unde să pot să plătesc la sute de copii care vor fi practic utilizatorii din Coffee LMS. Deci eu mă gândeam că poate, domne, stabilesc un admin, un sysadmin la nivelul școlii, o persoană care practic îndeplinește toate rolurile din Azure, din platforma Azure, în sensul că, bun, instalează instanța pentru școala respectivă, creează instanța pentru școala respectivă și apoi creează rolurile și probabil că, nu știu, își mai ia încă un al doilea sysadmin, un al doilea rol, un înlocuitor, în caz că el pleacă în vacanță sau mai știu eu ce. Dar în afară de aceste două persoane, în rest sunt sute de copii, da? Care, bun, și profesorii sunt normal cei care vin cu content, nu? Adică vin cu. Da. Am înțeles acum întrebarea. Este vorba de consumul lunar de coffee. Este Da. vorba. Aici, din păcate, cel puțin pentru mine mă depășește. Pot să vă spun, e partea de vânzări aici, dar pot să vă spun că Da. există vari. Cel puțin pe zona corporate există mai multe modele. Există plată per utilizator conform unei anumite grile și se stabilește dacă intră între 1 și 50 de utilizatori, vine ori X pe lună, dacă Da. o matrice de prețuri, sau există întotdeauna și posibilitatea de, îi spun colegii mei, flat fee, un abonament Un care să abonament. acopere practic indiferent că a intrat unul singur sau 500, toți sunt acoperiți și nu se plătește nimic suplimentar. Dar asta Aici deja e parte vă de. mai pot spune eu câte ceva. În momentul în care platforma este găzduită în cloud, acolo cheltuielile sunt cât se poate de clare, fiindcă noi, Ascendia, trebuie să plătim către cei de la Microsoft toate aceste servicii. Și serviciile sunt legate normal de cantitatea de informație schimbată, utilizator și așa mai departe. În situația în care dumneavoastră însă achiziționați platforma pentru a o instala pe un server propriu, atunci aceste cheltuieli practic dispar. Dumneavoastră achiziționați platforma odată și după aceea o utilizați așa cum considerați de cuvință. Nu mai sunteți limitat de număr de utilizatori, sunteți limitat doar de capacitatea sistemului de calcul pe care îl aveți la dispoziție.
Da, eu folosesc Dynamics 365, care este tot pe Azure, și acolo plătim subscriere, că nu mai e vorba de licențiere, acum este subscription. Și folosim pentru fiecare user care folosește Dynamics, care e un ERP. Și mă gândeam că dacă ai, la fel ar fi și modelul ăsta de vânzare a subscripțiilor în cazul Coffee, ar fi dezastruos pentru școli, pentru că nu-și permit la câți copii sunt într-o școală care vor să folosească platforma. V-am Pentru că sunt spus, mulți useri. Probabil că da, e un alt da, model de normal. vânzare. Da. Da, în situația aceasta, cea mai bună variantă este să se instaleze o versiune pe Pe sistemele un server proprii. fizic, da, Da. da. Da, cu siguranță. Însă, noi să știți că n-am vrut să vă prezentăm doar platforma Coffee LMS. Nu, Ideea de de asta bază. am trecut și atât de repede Da. prin Ideea de bază el. era să vă prezentăm Da. acest SCORM, care Standard. SCORM, de exemplu, îl găsiți și în platforma Moodle, dacă Da. este open source și Corect. vă Nu, puteți configura propriul server. da, desigur că o școală e preferabil să aleagă un același vendor, ca să spun așa, să fie legat de un singur vendor, în sensul că dacă compania Scendia a făcut și livresc, a produs și un LMS, e bine să rămânem cu produsele făcute de același vendor. Și oricum, Fără partea asta. discuție, fără discuție și aici eu vă mai dau un avantaj foarte mare. Toate platformele acestea evoluează. Ați văzut că Livresc se schimbă la câteva săptămâni, mai apare ceva nou. Majoritatea schimbărilor sunt dictate de utilizatori. Același lucru se întâmplă și cu platforma Coffee LMS. Să știți că aceeași dinamică, chiar în momentul de față, cred că e mai dinamică decât Livrescu, fiindcă și modurile de utilizare sunt foarte diferite de la un utilizator la altul, și atunci tot timpul vin solicitări suplimentare și este foarte important să poți să discuți cu cineva care este lângă tine, aș vrea și asta și să se și realizeze, fără niște costuri din acestea prohibitive, cum spuneți. Și încă știm, suntem conștienți de faptul că școlile nu au banii lor. Primăriile nu știu cât de dispuse sunt să cheltuiască pentru școli și tot așa. Dar încercăm să aducem, atât cât ne stă în putere, aceste instrumente moderne cât mai aproape de dumneavoastră și să găsim și sursele de finanțare, să ajutăm școlile să găsească sursele de finanțare. Eu vreau să vă mai întreb și cred că ultima întrebare, mă scuzați, că care sunt de fapt toate structurile? Pentru că am vorbit de structuri ale cursului: resursă, celulă, rând, secțiune, modul. Astea să le numim objects, nu obiecte. Mai sunt în afară de astea și alte elemente de structură ale cursului? Înainte de a vă răspunde la întrebare, vreau să vă spun punctul meu de vedere. Google-ul are legătură cu instrumentele pentru școli, dar nu prea are legătură cu e-learning-ul, să știți, fiindcă platformele serioase de e-learning au funcționalități cu mult peste ce poate să ofere Google. Între timp și cei de la Microsoft au înțeles cât de importantă este zona aceasta a educației și au venit cu niște pachete foarte serioase și o să vedeți acum pe partea asta de inteligență artificială niște elemente deosebite care sunt destinate chiar școlilor. Nu știu care sunt prețurile, Da. fiindcă nu asta este treaba mea. Însă legat de aceste obiecte, noi când vorbim aici în standardul SCORM, vorbim de resurse, practic. Am pomenit rândurile, am pomenit secțiunile când vorbeam de elemente care se pot reutiliza în cadrul livresc. Însă, practic, în standardul acesta SCORM, fiecare resursă interactivă reprezintă un astfel de element reutilizabil, adică un chestionar.
Fiindcă el dă propriul răspuns în scor. Un material video nu o să dea un punctaj, însă o să dea informația legată de finalizare, de completitudine, da sau nu. La fel, o resursă de tip acordeon, o resursă de tip tab. Dacă vorbim de aplicații, acolo unde intră specialiștii în aplicații, pot să am sau completitudine, sau pot să am scor, fiindcă în aplicații pot să fac un joculeț, nu știu, pot să fac un puzzle, niște cuvinte încrucișate sub forma unei aplicații și în momentul în care am finalizat să am un scor pe aplicația respectivă. Deci, din punctul de vedere al scormului, fiecare resursă interactivă reprezintă un astfel de element, un astfel de modul. Da, deci este foarte versatil. Nu-l cunosc Da. perfect, livresc. Trebuie, e un learning curve, o curbă de învățare care poate lua și câteva luni pentru un profesor, dar fiind atât de versatil, probabil că permite o adevărată lume virtuală pentru copiii care sunt atât de atrași de această virtualizare a conținutului educațional. Ideea aceasta de resurse educaționale deschise, care a început cu proiectul CRED și continuă în momentul de față și pe care și noi o promovăm prin Biblioteca Livresc, se gândește sau urmărește o democratizare, dacă vreți, a realizării resurselor. Practic, orice profesor trebuie să poată să-și realizeze astfel de resurse și plecând de la niște resurse realizate deja, să poată să-și creeze propriile versiuni, dacă se pricepe mai mult să facă și versiuni noi. Bineînțeles că sunt niște probleme aici legate de validarea acestor materiale, însă lucrurile nu Da. sunt deloc simple. Da, înțeleg. Și practic acum, în 2000, cât suntem noi acum, în 2024, 2000, și în următorii, până în 2030, practic Ascendia are un rol, joacă un rol principal pe piața românească de e-learning, nu? Sau a preluat chiar întâietatea? E greu să spun de spus, fiindcă nu avem niște cifre. Din punctul de vedere al instrumentului de creare de conținut, fără discuție, suntem lideri în această zonă, cel puțin în România și în Republica Moldova, fiindcă este deja un instrument utilizat de zeci de mii de profesori. Da. Iar lansarea bibliotecii EduLib o să consacre practic acest standard, acest stadiu, fiindcă atunci, cel puțin la nivel de gimnaziu, inițial lecțiile de acolo sunt doar pe 10 discipline și doar la nivel de gimnaziu, o să vedem probabil o dezvoltare destul de serioasă. Din câte știm, la nivel de guvern se caută soluții pentru finanțarea în continuare a unor astfel de Da, da. proiecte la nivel național. Da, există la Ministerul Educației niște, nu știu, auditori care să preia aceste conținuturi, aceste cursuri făcute de diversi profesori across the country, în toată România, să le ia, să le auditeze și apoi să le instaleze, să le permanentizeze, să spun așa, în EduLib, în această librărie națională. Există deocamdată mecanismul. Există un mecanism, nu este încă funcțional din câte știu eu. Mecanismul este un mecanism care a funcționat și în cazul omologării resurselor de învățământ. De ani de zile, știți că oricine putea să propună spre omologare la Ministerul Educației diferite resurse. Ori să fie comisii pe disciplină care să facă exact o astfel de omologare a conținutului pentru lecțiile realizate în biblioteca EduLib. Da, foarte bună inițiativă, adică chiar este nevoie de așa ceva. Eu n-am auzit la Ministerul Educației asemenea inițiative, dar se pare că sunt absolut necesare pentru că vor veni conținuturi produse de fel de fel de profesori și de la diverse nivele, culturale, chiar și artistice. Și atunci e nevoie de cineva care să vină să se uite peste ele
să spună, da, asta se mapează pe standardele românești, pe conținuturile și pe, mă rog, tot ce înseamnă învățământul românesc și de gimnaziu și liceu, gimnazial și liceal, și apoi să poată fi încărcate în această platformă care să devină un repository pentru toți noi profesorii să putem să nu mai reinventăm roata, da? Don't reinvent the wheel. Mergem direct acolo, în librărie, și ne alegem lecțiile pe care efectiv trebuie să le predăm la clasă. Așa este. Până atunci, vă mulțumesc cu Biblioteca Livresc, pe care avem peste 500 de lecții care sunt omologate de Ministerul Educației. Și noi ne-am gândit la lucrul acesta și am încercat să-l facem la scara pe care putem noi să o facem normal, fiindcă n-am avut niciun fel de finanțare pe zona aceasta, din partea profesorilor, practic profesorii care au dorit să-și omologheze lecțiile au plătit o taxă de omologare, dar asta deja a permis dezvoltarea acestei biblioteci, care pe lângă din cele vreo 6.000 de materiale are peste 500 validate de Ministerul Educației. Da, interesant. Dar e păcat că nu s-a apelat la finanțare atâta vreme cât Uniunea Europeană acordă miliarde, miliarde, nu vorbesc de milioane, miliarde de euro pentru proiectele astea pe digitalizare. Avem Pocitif, avem, da, ăsta, finanțarea pe reziliență și așa mai departe, în care s-ar putea scrie proiecte, da, chiar de către companii ca Scandia, nu neapărat de către, nu știu, niște școli sau licee care să permită totuși o finanțare adecvată și practic să nu mai existe această lipsă de bani, permanentă lipsă de bani și să putem apela, adică Comisia Europeană chiar oferă banii ăștia, numai că noi nu știm să facem proiecte. Pentru eu sunt absolut șocat, avem miliarde la dispoziție și tot timpul aud de aceste evenimente că nu avem bani sau că ne ferim de finanțare europeană. Ele nu se fac chiar atât de greu, proiectele astea, și până la urmă trebuie făcute continuu. Adică, pentru că e clar că noi trebuie să refacem întreg sistemul educațional, pentru că uitați în ce stare s-a ajuns și cu copii, și cu analfabetismul, iliterați. Și trebuie făcut ceva. Iar dacă nimeni nu atrage, deci activitatea Ascendia este absolut extraordinară, după părerea mea. Încearcă să dezvolte la un nivel foarte intuitiv aceste software-uri și, mă rog, aplicații pe care noi, profesorii, să începem să le asimilăm, dar totuși este nevoie de investiții foarte serioase, în așa fel încât să avem și noi, ca în țările nordice, am auzit că acolo este ceva, e o revoluție în țările scandinave, ceva absolut incredibil la ce nivel au ajuns cu digitalizarea conținutului educațional. Da, să știți că Ascendia nu ratează practic nicio competiție. Problema este să fie disponibile astfel de competiții. Chiar această platformă, platforma Livresc, ea a fost realizată pe un proiect mai vechi pe fonduri structurale. A fost o finanțare, bineînțeles că între timp compania a investit în ea mai mult decât a primit, dar investiția inițială, undeva prin 97, cred, a pornit de la un astfel de proiect pe fonduri structurale. Ce urmează să se facă de acum încolo, știți, nu putem să facem doar noi, este obligatoriu parteneriatul cu Ministerul Educației, fiindcă e vorba de politici care se derulează aici. Noi spunem că avem o bună conexiune în momentul de față, însă avem nevoie de competițiile în care să putem să aplicăm pentru finanțare. De apelurile, da, așa se numesc, apeluri de programe. Dar trebuie construit, adică chiar la nivelul companiei Ascendia ar trebui un mini-departament, cel puțin, de experți în fonduri europene care să facă aceste proiecte. Deci Să eu știți că dacă aș... avem.
Da, aveți? Da. Pentru că asta e important. Eu n-aș Avem băga să un se ban, atâta vreme cât Uniunea Europeană ne dă miliarde. Eu n-aș băga ca investitor privat, n-aș băga bani în așa ceva, pentru că vin de la comisie. Eu trebuie doar să scriu proiectul, da, studiu de Nu, nu, nu. fezabilitate. Să știți că pentru companii există această obligativitate de cofinanțare, cofinanțare care variază în funcție de proiect undeva între 20 și 40%, care este obligatorie și n-ai cum să nu investești, fiindcă, știți, ai un proiect pe o durată, nu știu, 3 ani de zile, l-ai finalizat, însă o platformă cum este Livresc înghite constant Da, sume corect. importante și toată această funcționare a platformei trebuie asigurată și gestionată. Da, înțeleg. Oricum. Avem băieți care lucrează în permanență la dezvoltarea platformei, sunt specialiști. Nu numai în zona de IT, sunt deja specialiști în Livresc. E o platformă, mi-e groază. Eu am fost managerul proiectului și am participat, am lucrat în etapa de proiectare și am supervizat și realizarea inițială. Însă eu mă sperii numai când mă gândesc ce monstru este în momentul de față platforma aceasta. Acum are și aceste funcționalități de inteligență artificială și se lucrează în foarte multe direcții pentru dezvoltarea ei în continuare. Da, deci pe partea de inteligență artificială, eu aș propune niște avataruri, niște chatbot-uri aici, chiar pe platforma de LMS, Coffee LMS, cu care practic copiii sau profesorii se poate interacționa verbal, care Natural Language Processing sau, mă rog, NLP-ul, engine-ul, și se poate conversa cu, cum avem acum cu chat GPT, avem și conversațional, putem să facem back and forth. Întrebare-răspuns, așa s-ar putea și pe aceste platforme să poată fi aduse aceste chatbot-uri. Asta e doar una dintre multele posibilități pe tot ce înseamnă artificial intelligence de incorporat în. Iar Microsoft chiar face eforturi. Noi avem aici, lucrăm pe Dynamics 365 și, într-adevăr, avem niște capabilități pe inteligență artificială absolut extraordinare. De exemplu, facem cash flow forecast, care înainte ne lua 2 săptămâni, acum durează un minut, jumătate de minut. Doar îi dăm sursele și ne face automat forecastarea cash flow-ului pentru noi, oamenii care lucrăm în contabilitate financiară. E toate făcute de inteligență artificială, nu? Deci este absolut extraordinar. Și sunt multe, foarte multe aplicabilități care s-ar putea, adică companiile la ora actuală. Noi avem o companie în România, am auzit, se numește Druid AI, o companie mică, dar de foarte mare succes aici în București, care se ocupă de aceste chatbot-uri și au un viitor foarte, foarte mare, zic eu. Da. Da, să știți că într-o versiune beta avem deja introdus această funcționalitate și în platformă. De asta zâmbeam, pentru că Da, este mi-am dat deja seama. chat Da, da. GPT-ul în Super. Coffee LMS, momentan doar Este. în scris, dar da, ne dorim să ajungă la nivel de speech Știți, recognition și. da. problema cu toate aceste automate este de unde și au informația. Într-o platformă LMS ai avantajul că ai la dispoziție foarte multă informație, informație verificată, fiindcă e pusă de profesor acolo. Și dacă eu, de exemplu, profesorul de fizică, am pus în platformă o grămadă de materiale în care eu am încredere, atunci pot să îl pun pe acesta aici să caute doar în materialele respective, de exemplu. Și în felul acesta am garanția că elevii vor obține un răspuns foarte corect din punct de vedere științific. Da. Există această posibilitate, da. Foarte interesant. Și mai este și partea de în care lecțiile pot fi cumva
corelate, legate una de alta, respectând probabil o structură a Ministerului Învățământului, dar să poată exista elemente de conexiune tot prin inteligență artificială între conținuturile cursurilor. Adică, nu știu, studiez, să zicem, object-oriented programming, un curs, să zicem, de C++, și apoi vreau să caut un curs legat de interfețe sau de integrări sau de, nu știu. Deci să poată exista această capabilitate de relaționare, de legătură a cursurilor între ele, dar respectând, desigur, să zicem, manualul de clasa 11 sau a 12 de informatică. Deci iată elemente care, da. Da, e o zonă în care se lucrăm și noi, în primul rând, însă pentru zona de companii, de exemplu, fiindcă la o companie am angajați foarte, foarte diferiți. Dacă luăm, nu știu, o bancă, să spunem, BRD-ul, are, nu știu, câte mii de angajați în toată țara. Și care sunt pe diferite niveluri. Pe unii interesează un subiect, pe alții alt subiect. Și atunci un astfel de AI îi permite lui să se ducă exact în direcția pe care o dorește, nu să stea să urmărească toate cursurile din platformă, ci să Da. se ducă pe o direcție Da. bine precizată, dorită de el. A fost o inițiativă acum mulți ani, 15 ani, la Ministerul Telecomunicațiilor, care au vrut să aibă o platformă de cursuri pentru funcționarul public, care să învețe de la Excel până la, nu știu, legislația românească, codul civil, nici nu are importanță. Și a eșuat lamentabil acest proiect pentru că nu s-a reușit managementul, în primul rând managementul userilor, pentru că erau zeci de mii de funcționari la nivel național, funcționari publici. Asta a fost deci nu s-a găsit o interfață și, mă rog, o interfață pentru un administrator, da? Care să poată să managerieze un volum atât de uriaș de useri. Și în al doilea rând a fost această problemă cu conținutul cursurilor și tipurilor de cursuri și, mă rog, structura cursurilor. Și a eșuat lamentabil, deși începuse cu așa, cu avânt. La vremea eram și eu pe acolo consultant la minister și știu că a eșuat lamentabil. Vorbind de această asociere, că am citit acum pe internet, el se numește Association Algorithm, deci algoritm de asociere care e făcut tot prin inteligență artificială Da. și, practic, pot fi asociate cursurile între ele pe diverse topics-uri, să zicem, cum ar fi topicul de securitate cibernetică sau de, mă rog, da? Și ele pot fi cumva înlănțuite, asociate. Deci se pot face foarte multe lucruri frumoase cu inteligența artificială în viitor. Sigur. Fără discuții. Da, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc că cred că este cea mai lungă ediție a întâlnirii de marți de foarte multă vreme. Sper să mai fie așa, pentru că și la întâlnirea de joi, tot așa ne-am întins foarte mult acum 2 sau 3 săptămâni. Noi facem o astfel de întâlnire și cu utilizatorii din străinătate în limba engleză și acele întâlniri sunt la fel de discutate, să le spunem așa. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară, pentru interes, pentru cei care au avut răbdare să rămână atâta timp alături de noi, aproape o oră și jumătate. Eu aș Și vrea, Gabi, să ofer te un mic rog. premiu fix la final. Te Apropo rog. de asta, să fac un screen share cu o lecție, apropo de ce discutam mai devreme de nivel de interactivitate și de transformat cu livresc. Te rog, Mult Aina. mai cât vorbești tu și ție la revedere, am să fac eu share Așa, screen, da? fără nicio problemă. Da, noi căutăm să găsim astfel de subiecte cât mai interesante pentru toată lumea. Corina ne delectează cu niște dinozauri, da? Așa. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în această seară.
Ne vedem săptămâna viitoare cu un alt subiect de interes. Nu știu exact cine o să facă prezentarea pentru săptămâna viitoare. Vă urez o seară bună în continuare și vă las în compania filmulețului, de fapt, a lecției interactive pe care ne prezintă Corina. O seară bună! Este doar un mic demo, dar ca idee, pe lângă resursele clasice din livresc, acordeoane, galerii, taburi, chestionare, mie îmi place acest triceratops tridimensional pe care îl putem învârti, îl poate copilul învârti. Trage mai aproape, mai departe, să se uite la el foarte bine. Este mulțumită colegilor mei de la grafică, programare, dar da, mă gândesc că poate copilul meu va avea norocul de profesori care vor crea astfel de lecții, pentru că, din păcate, eu nu l-am avut, dar mi-ar fi plăcut tare mult. Vă spun și eu la revedere. Și vă mulțumesc încă o dată Păi, acum pentru participare. trebuie să rămânem să învățăm despre cum se numea? Triceptor? Trireci. Triceratops, da. Întrebați-i pe cei mici că ei sigur știu. Mulțumim foarte mult. Seara bună. O seară Seara plăcută, bună. la revedere! La revedere.